Suntem în Everglades, mergând spre Flamingo. Da, s-a înregistrat. Tare, tare de tot, să nu pune muzică, că acoperă totul. Muzicuța Drive. Ce a piuit? Main Park Road. Backdoor. Backdoor. Și rara dracului să fie de uși. Incredibil, mai frate. Pune tu. Stai, băga mea și bula să mă. Mai funcționează? Nicălua asta, vezi ce face, mă? Așa mai puțin cu aia la... Căutam banii, mașina plecase. Bă, parcă nu stă drept. Sau e ok? Nu, cum vezi. Prin minunatul Everglades. Până în prezent am văzut doar o bază care nu s-a filmat. Am zis și tu vorbește, înregistrează. Horia, nu vreau să rămân. Da? Ce să rămân? Dacă arăți cuiva, spui că ai fost singur. Da. E... Da? Okay. Nu vreau să mă compromit prin... Ok. Tu știi că acum când am fost în Canada, am vorbit singur în camera. Okay. Am făcut niște comentarii, trebuie să... Și acum fă la fel. Okay. Nu mă deranjează să comentez singur. O să mă dai, eu am la portofelul. De unde? Ai zis că 50 de mii lei? 55. Înregistrează, da? Înregistrează, nu vezi. Dacă să aibă imaginea ta, trebuie să închide la un moment dat din cauza vibrațiilor să sară în sus. Înregistrează, îi explică. Da. Vorbește. Vorbesc. Chipurile ar fi și ceva pume, ceva căprioare, ceva aligatori, dar deocamdată sunt absenți. Nu vor să vină să mă salute, nici să fie vânați. O fripturică de aligator... Îmi lasă gura apă. Da? Nu, las-o să meargă. Păi toate? Toate ce? Care-i problema? Am o grămadă de casete, lasă-le. Nu se schimbă nimic la peisajul ăsta. Dar nu-i nimic. Îi dau drumul dacă se schimbă ceva. Las-o, mă, să meargă. Nu, mă, deci dacă se schimbă peisajul cu ceva, îi dau drumul. Da? Uite, eu sunt pe... Bine, mă, închid. Thank you.
timp. Eu am și camera pictată cu păsărele. Tot timp. Și verdeață. Îți filmești și pe consul. Da. Îți filmești, te filmești pe tine ca să rămâi pentru posteritate. Exact. Eventual, cred că nu o registrează. Sper să nu o registreze. Dacă vezi imaginea mea și scrie rec, înregistrează. Sper să nu o înregistreze, chiar dacă scrie rec. Omul din Neandertal. Ok. Preistoria e cu noi. Eu sunt homo technologicus. Da. Genii. Sunt copaci și ne uscați. Okay. Deci aici îți mai las 2-3 minute. Bun. S-a schimbat puțin. Un nou peisaj, copaci uscați. Și un podeț. Ăla merge la ligatură. Nu masa în flamică? Nu. Nu. Sau vedem ce iau de mâncare. Ca o restauranță. Vede? Nu scria pe hartă. Era picnic. A, picnicaria. Dar nu, eu am citit care e la Flamingo aici, acolo ăsta. Stand by. Ai răbdare. Am înregistrat. Ai stă un timp până și revine. Da. Deci eu opresc. Ok, suntem în Flamingo, senzațional. You have arrived at Flamingo. Your destination. Your route guidance is now finished. Good. De ce îmi lași tu la umbră? La umbră, da, așa. Stai liniștit. Dar nu pe iarbă. Dă-napoi, dă-napoi. De ce? Dă-napoi, nu pe iarbă. Ești în parc, ești în rezervație, ești un... Nu mai pe ea. Mai. Hai mă, las. Mai. A, atât. Și acum ies camera și înregistrează tu. Flamingo, Everglades. Puteai să vezi pe licani. Oprește și... Unde? Oprește-ți camera. De ce se văd? O să înregistrez pe licani. Uite, îi vezi acolo? Da, îi văd, îi văd, îi văd. Poți să te duci cu imaginea până acolo? Încearcă. Cât? Se poate mări. Da, uite, nu încoace. Nu. Imaginea mea. Și mai pot încă să mă răsc, îmi trebuie rămâna.
trebuie să-i unii pe apă. Unii pe apă în partea aia și așa e cu caiacul. De acolo te lansesc cu caiacul, dragă, te vezi dacă aș fi avut un caiac, de unde? Ne puteam plimba. Împăram unul, dacă... De unde te lansezi, mă? De undeva, de unde s-au lansat și ăștia, mă. Ce, asta era... Filmează vulturul ăsta, sau ce este? Lasă-l în pace, de un viață cu arbă. Asta era imaginea, că puteai să te duci cu el, apropie-te. Uite-o pe asta, stârcul ăsta. Nu ești atent deloc. Nu. Horia. Nu filma apa, filmează-i pe aia sus, acolo, că și unde și-au făcut pui. Se apropie, depărtează, adică depărtează, de departe, du-te spre aproape. Da. Dar ce-o fi ăștia, mă? Vulturi, mă. Uite aici. Vulturi, da. Uite ce scrie aici. Vulturelului peștișor. Boldigă. Boldigă. Explică asta, Horia, explică pe unde ești, vorbește tu. Suntem în, cum se numește, San Marco, după Goodland. Într-un orașel dichisit de pe drumul spre ce drum? Spre Naples. Next right. Next right, aici este. De pe drumul spre Tampa, traversând Everglades. Naples, oricum e același lucru. Da. Sunt apropiat. E același lucru. Pardon, nu spre Tampa, spre Naples. Da. Doamne, zăpăceală cosmică, doamne, nu cunoaștem zona, doamne. Ce să-i faci? Așa e în viața asta de patru pedă. Suntem pe stradă. N-avem treabă cu patru pezi. Proceed on the current road. Dacă spălai și geamul sau îl ștergeai puțin, lasă-mă că se vede. E cu poliția. Da, și ce? Nu are ce să facă. Nu interagează pe nimeni cu peisajul ăsta. Uite, se vede mizeria pe care nu vrei să ștergi geamul. Crezi că cineva apreciază zbâgnirile tale? Ce zbâgnire? Păi nu, ori vrei să faci un film, ori atunci alegi ca prostul. Nu, n-am timp de așa ceva. Conduc mașina, nu pot să... Conduci. Uite, se
bandă și... Asta fac. Îi încurci pe toți. Te încurci pe lume. Asta e. Ceva oraș, nu știu, zice genoarea cu alte clădiri mari. De ce oraș ne apropiem noi așa? Collier Boulevard. Nu-i plâns, manor. Hai. De Naples? Da, 14.000. Pe prima bază. O să lăsă să fac stânga. La 5,3 mile, da, Horia. Ce sens are? Ca să mergi mai încet dacă vrei să înregistrezi. Atunci nu mai e lucru. Dar măcar ară și culo la cineva. Da, a fost pe acolo. Suntem în Naples. Tocmai înregistrăm câteva imagini napliene. Naples Car Wash. Sunguard Auto Tinting. Pet Supermarket. Și în rest mai vedeți și voi cu ochii ce se înregistrează. Avionul, cum l-auzi? Uite-l. Nu știu. Uite-l în stânga. Aha. Am văzut, da. Deci să încerci să baci. O să încerc, că aici e mai dificil la treaba. Da, să-mi dau și te las ăsta. Am vorbit eu cu el. Nu aici, du-te înainte. Hai că... Ai. Nu știam că...
nu știam că se face... Dar au trecut toți înainte. Am spus strada nouă. Mergi 5,1 înainte, bagă-te pe a doua, ca să ai loc. Să nu te forțeze, să te duci la dreapta. Oricum dreapta fac peste 5. Păi peste 5, da, dacă se duce... Ohio Drive. N-ai încredere în frânele mele? Ia uite-i pe băgăcioși. Priviți-i pe băgăcioși. Băgăcioșii Americii. Checker, tak skal.
Uite, de asta trebuie să spui număr de asta. Uite așa. Și spui și poza acolo, de agarici. Da. Choose life. CNR 9Q, Florida. Ăsta cred că e semnul. Ceva cu școală, grădiniță, copii, nu știu. Așa a vrut el să-și pun număr. Poți să spui orice număr, vrei sau orice placă. Nu, nu. Placa. Ce? Nu, păi poți să spui orice. În New York nu poți să spui orice. Păi bine, la voi la țară. Nici măcar la voi, la oraș în Washington. Ba da. Ba nu. Dacă vrei să spui, spui poza ta. Nu. Da. De poză n-am auzit. De nume, da. Uite, e poza ta. Ăla cu fundiță. Ai niște păci tipizate, da? Păci de matriculare, da? Tipizate în orice, da, stat. Da? Sunt 5-6, depinde de stat. Da. Și pe urmă, dacă vrei tu personalizat, plătești un plus și, da, vrei normal, să o faci cum vrei. 35 de ani. Da, și să o faci cum vrei. Da? Asta a vrut să-și pună alea două mutre. Dacă tu vrei, da, poți să spui. Da? Deci nu e de școală, nu e nimic. Personalizat înseamnă să spui numele, să spui. Și ăsta și-a, nu, ăsta și-a pus niște inițiale din numele lui. Nu și-a pus numele. Da, Horia. Și-a pus CNR probabil. 90. Îl cheamă și e născut în 90. Deci dacă... Nu, e 9Q. CNR 9Q. Exact. Okay. Deci nu, nu e născut în 90. Eu am crezut că e 0 ăla. Ai văzut bine. Dar cum se face că n-ai reușit să vezi bine? Am văzut eu bine. Deși poate să fie și zero. Dumnezeu știe ce. Deci induce în eroare pe toți.